sper că acest guvern, pentru că s-ar putea întâmpla... Care din ele? Poi mâine să nu rămână guvernul și atunci ce-i faci la guvern? Dacă nu rămâne, nu rămâne, n-am ce să fac. Că acest guvern să rezolve treaba foarte repede, pentru că dacă nu se duce și în 2021 turneul și s-a terminat, să o rezolve. BNR-ul nu are nevoie, n-are ce să facă, e totul gol, totdeauna a fost gol acolo. Nu știu de ce se încăpățânează. Dar ce face? Un campionat de casă, joacă n-are nimic, contabilitatea nici campionat, cu... nici nimic, n-are, cu tenisul n-are probleme și n-a avut niciodată nimic. A, B, încă o dată, într-o țară de drept, problema asta s-a rezolvat în 30 de minute. Vânzarea a fost falsă, pentru că guvernul nu și-a dat acordul în 91. Deci nu e vândut. Când a luat Banca Națională terenul. Banca Națională a cumpărat acestea pe 2 lei, pe 200 de mii de dolari, 300 de mii am plătit eu un an înainte să se refacă arenele și le-a luat, dar nu a avut girul guvernului. Deci spunând treaba asta, e foarte simplă. Vânzarea a fost falsă și trece înapoi la guvern. Mâine dimineață, cu o singură hotărâre de guvern. Pe urmă se lasă Banca Națională. Dar niciun guvern văd că n-are... Ce să facem? Sânge în instalație, după mie, mi s-a promis, am umblat cu căciul la mână la toată lumea, cu Banca Națională o discută cine discută, noi cu procesul, noi, cine suntem noi? Eu și Năstase, noi nu mai avem nimic de făcut, adică nu ne trebuie nou, dar ăilalți care sunt cu noi, dal de Halep, dal de Becu, dal de Copil, toate, ieșim parohia lor. Toți suntem corect, în proces încă și să sperăm că se face.